Deci ce faceți voi astăzi? Bine ați venit sau revenit la un nou clip la mine pe canal. Sper că vă place cadrul în care ne aflăm astăzi, pentru că am încercat să mai diversific una alta. Mai mult de atât, astăzi am pentru voi un unboxing și este vorba despre cutiuța Look Fantastic. Dacă luna trecută această cutiuță a avut mari întârzieri, luna aceasta trebuia să-mi ajungă cutia pe 12, dar a ajuns undeva pe data de 10 la mine. Astăzi suntem în 10 când filmez eu și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru acest lucru, deoarece aștept cu nerăbdare să testez produsele care se află în această cutie, deoarece am tras așa un ochi prin cutie și îmi fac foarte mult cu ochiul. Bineînțeles că avem aici o cutiuță absolut superbă și fantastică, pe care o voi păstra și o voi integra eu cumva în decorul pe care eu îl am la mine pe birou, ca să o pot folosi și să fie la loc de cinste, pentru că îmi place foarte mult designul cutiuței de luna aceasta. Înainte să trecem la unboxing-ul cutiuței, vreau să vă precizez câteva lucruri. Dacă doriți să vă faceți voi un abonament la cutiuța de la Look Fantastic, în căsuța cu descrieri veți găsi un link care vă va ajuta să vă faceți un abonament la cutiuța Look Fantastic în România, bineînțeles, din câte știu eu, cu o reducere de 25%. Care se aplică inclusiv cutiuței de pe linkul pe care eu o să vi-l las în bara de descriere. De altfel, tot în bara de descriere veți găsi și un cod promoțional pe care îl puteți folosi pentru achiziționarea de produse de pe site-ul Look Fantastic cu o reducere de 25%. Și astea fiind menționate, zic să trecem la cutiuța de luna aceasta, cutiuța lunii martie. Mare surpriza mea a fost în momentul în care am observat că 2, 4, 6, când am 7 produse în cutiuța Look Fantastic. Acum, nu știu dacă este o greșeală a lor sau dacă cumva au binevoit ca luna asta să ne pună un produs în plus, dar nu mă plâng, este ok. Singurul lucru pe care nu l-am găsit în cutiuță este, bineînțeles, cărticica care m-ar fi ajutat să-mi dau seama pentru ce anume sunt produsele, dar o să ne încercăm să ne descurcăm și fără și o să vă povestesc așa despre ele ce pot eu. În primul rând, în cutiuță am descoperit o pensulă de la Brushworks care arată cam așa, este double-ended brush. Și este o pensulă pentru sprâncene. Chiar aveam nevoie de o pensulă pentru sprâncene nouă, una care să aibă atât spulii în capăt, cât și o pensulă în unghi, și văd că este mai mult decât potrivită. Așa arată și pensula. Eu mai am o pensulă de la Brushworks și îmi place foarte, foarte mult. O să fie foarte bună și aceasta și haideți să vedem mesajul de pe cutiuță. În cutiuță avem următorul mesaj: "There is no force more powerful than a woman determined to rise." Așa arată. Superb, pot să spun. Următorul produs din această cutiuță care îmi vine la mână este o cremă de la Polar, Ice Source Moisturizing Cream with Iceberg Water, care arată așa. Acum, eu nu știu cât Iceberg Water are crema asta, dar va fi utilă. Mie îmi plac cremele care le primesc în cutiuțele Look Fantastic, pentru că mă scutesc pe mine de a da banii pe creme. Dar sunt tare curioasă să o încerc și pe asta și foarte rece. Următorul produs pe care l-am găsit aici este un produs de la Christoph Robin, care arată cam așa. Și este vorba despre a Regenerating Mask with Rose Prickly Pierced Oil. Rar. Pardon, nu rose. Hai să vedem. Apply a small amount of after shampooing, massage from the scalp to end, add water, emulsify 2-3 minutes. Ok, deci
Se aplică după șamponare o cantitate mică pe care se masează de la scalp până la vârful, se adaugă puțină apă, se lasă 2-3 minute să acționeze, după care se clătește. Așa arată ea, are o cantitate de... O cantitate de 50 de mililitri. Și așa arată și masca. Are un miros interesant. O să o pun la baie și o voi folosi data viitoare când mă spăl pe cap, chiar dacă am altă mască deschisă care, da, aia nu prea-mi place. Vom vedea. Următorul produs este o altă cremă de față, cred eu. Corectați-mă, vă rog, dacă sunteți mai la curent cu aceste produse. Eu cred că este o cremă de față, dar mai mult nu știu ce să vă zic. Este Coconut Water Cream, helps hydrate, soothing and recharge, safe for sensitive skin. Și mi zice aici, use daily in the morning and evening, apply evenly over clear skin. Deci bănuiesc că este o mască de la Fab and First Aid Beauty. O mai arăt odată. Presupun că este o cremă de față. Dacă știți mai multe despre ea, aștept să-mi spuneți și mie în comentarii. O să o caut și eu să văd. Următorul produs este un produs de la Ahava, care arată cam așa. Și este vorba despre Dead Sea Mud Mineral Mud Soap. Are 30 de grame. Mud soap for body, remove all impurities and refreshes the skin, leather and rings. Haideți să vă și arăt. Cam așa arată un săpunel. O să-l folosesc diseară să vedem ce și cum știe să facă și acesta. Mai departe, mai am aici de la Bloom and Bloom and Blossom Wonder Worker Multitasking Balm. Așa arată el. How to use? Apply with clean fingers to skin that need extra attention for external use only. Deci nu știu pentru ce anume este, dacă este și pentru buze și pentru alte din astea. O să le caut pe toate pe site-ul Look Fantastic să văd ce și cum. Deci îl mai avem și pe acesta. Și ultimul produs din această cutiuță, de care sunt tare curioasă, pentru că îmi caut un creion care să-mi reziste pe waterline, pentru că îmi place să aplic creion negru pe conjunctivă, doar că în ultima vreme nu găsesc creioane negre care să reziste. Este un produs de la Lotte London, AM to PM se numește, și este Black Eyeliner. Așa arată el. Haideți să-l și deschid, dacă îmi și iese. Bineînțeles. Hai să vedem. Ar trebui să se deschidă el de undeva, dar nu găsesc eu acum. Trebuie să găsesc. Așa. Bun. Evident că de ce te-ai fi deschis și tu frumos. Ok. Este un creion retractabil, negru, așa arată. Și o să-i fac acum și un swatch. Așa arată. Și haideți să vedem dacă se și întinde. Văd că se întinde, dar nu se întinde mult. Adică... posibil să fie și waterproof, deși nu cred că scrie pe el, ia să vedem. Retractable eyeliner made in China, superb.
cruelty free, 6 luni de la deschidere, nu scrie că ar fi waterproof, dar văd că, uite, frec și nu prea se întinde. După ce s-a uscat. Să sperăm că va fi waterproof, pot să-l testez și pe ăsta. Și cam astea sunt produsele din cutiuța Look Fantastic. O să le pun aici așa frumos la loc ca să le facem și o poză drăguțică, să spunem, în care să se vadă așa frumos. Eu sunt sincer mulțumită de produsele pe care le-am primit. O să caut despre balsamul ăsta să văd ce și cum despre el. Dar în rest de creion, de pensulă și absolut și de creme sunt foarte mulțumită. O să văd și de mască. O să văd și cu balsamul acela multifuncțional, să citesc, să văd pe unde se folosește. Sper că v-a plăcut unboxing-ul meu de astăzi, a fost așa mai pe chill pentru că afară ninge și energia mea este un pic cam low în momentul ăsta, dar niciun fel de problemă. Bun. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-au plăcut. Lăsați-mi în comentarii dacă voi ați încercat vreunul dintre aceste produse. Știu că sunt fete care au abonamentul Look Fantastic de mai mult timp sau poate l-au mai primit prin alte cutiuțe de tipul Beauty Box. Sunt tare curioasă și de ce ați primit voi. Sunt tare curioasă dacă și voi ați primit tot 7 produse, ca și mine luna asta. Și să-mi spuneți despre balsamul acesta și despre aceste două produse, dacă le-ați încercat și care cum se folosesc, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. Eu vă mulțumesc că ați stat alături de mine pe parcursul acestui unboxing, care a fost așa, pe relax, pe liniște. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Mihailaul cu 91, de altfel mă găsiți și pe grupul meu de Facebook, pe care vi-l las ca întotdeauna în descriere. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să faceți și să dați un like acestui clip dacă v-a plăcut și noi ne revedem cu mult, mult drag la următor!